mulțumesc că ați acceptat să ajungeți în zona asta, o zonă excepțională, vă spun, din punct de vedere al ceea ce înseamnă zonă apicolă, este nemaipomenită, pentru că aici am și salcăm, am tei, am de toate. Acum, deci, ne aflăm la stupina profesorului Ursu, o stupină pe care am dezvoltat-o așa într-o perioadă de 30 de ani de acum, plecând de la doar două familii și iată unde am ajuns, o să vedeți îndată în jur de 200-200 ceva de familii. Acum, în clipa asta, după bun venit, începem chiar dintr-un colț al stupinei. Stupina este undeva în spate plasată. O activitate foarte interesantă care o desfășurăm aici este aceea de a distruge fagurii care sunt de proastă calitate. La reformă, adică ce facem? Îi topim. Acești faguri, datorită faptului că s-au rupt la centrifugare, s-au întâmplat fel de fel de fenomene, acum renunț la ei. Deci, iată, fagurile îngrămădit, nu știu. Altul este un fagur mai negru. Ăsta este mai uniform, uitați-l, este mai uniform. Dar, fiindcă generații întregi de albine au tot ieșit, peretele s-a îngroșat. Prin îngroșare, da, se întâmplă ca albinuțele să fie mai mici. Forma și dimensiunea hexagonului acesta, dimensiunea, da, hexagonului, conduce în final la ceea ce înseamnă dimensiunea albinii. Dacă albina mea e micuță, nu este în stare să aducă treabă, nu face treabă ca cealaltă. Așa. Deci, iată, reformăm. Aici, fagurile este destul de deteriorat, epuizat chiar. Aici este un grup de celule de trântori. O să vorbim pe parcurs. Deci, celulele de trântori sunt un pic mai mari. Observați, da? Da. Un pic mai mari. Iar celulele de albină sunt acestea, drepte, perfect. Iar în partea asta aici a fost coronița cu miere. E mai albă. Semn că pe aici nu au fost albinuțe, n-au crescut generații, da? Așa. Albină. Așa. Deci aici reformăm. Și vreau să vă spun că an de-a rândul am avut o problemă foarte complicată cu reformarea fagurilor, stricarea fagurilor vechi. Iată, se curăță foarte bine, încât lemnul, partea lemnă, de lemn a ramei este recuperată. Corect, așa se face întotdeauna. Sigur că, dar nu le aruncăm. Să reciclăm totul. Perfect. Iar aici am tehnica de ultimă oră de reformare. Să vedeți ce mi-a venit în minte. Într-un butoi, cum îl și vedeți, am pus, să zicem așa, 30 de litri de apă, o plasă în interior și în plasa respectivă pun fagurii. Foarte bine etanșat, încât să nu scape vaporii de apă. Vaporii de apă, aburii, vaporii de apă, așa, să spunem, în stare foarte fierbinți fiind, vin și spală, topesc ceara. Și atunci, din ceară, din fagurile astea care am, așa, asta rămâne. Așa ceva rămâne. Deci s-a scurs toată ceara și nu mai dau la presă, nu nimic. O muncă foarte simplă, foarte simplă. A scurit o grămadă de timp. Enorm de mult. Înainte presam, mă chinuiam, rămânea ceară în ea, n-a rămas nimic. Ia uitați. Boștine se numește într-un limbaj apicol. Asta. Da. Folosită bine, la cremă. E bine de știut. Învățându-l la dumneavoastră acum și termeni apicol. Așa. Deci asta este pentru prima dată când fac felul ăsta ceară cu niște rezultate excepționale. 100% recuperată ceara. 100%. Vă felicităm pentru... Acestea sunt cele trei vagoane plasate aici. Am și iernat. Asta e vatra stupinei. Iarna, pe iarnă rămân aici, dar din dată ce începe sezonul apicol, mă deplasez după afară. Fac pastoral. Deci asta este de bază. Urmărim floarea începând de la salcăm 1, salcăm 2, salcăm 3. După aceea ne ducem la o fâneață, undeva la munte, ne întoarcem la tei. A, deci nu rămâneți doar aici în zona comunei. Nu. Distanțe lungi. Aici rămâne creșa, crescătoria de măci. O să vă arăt, o să fie o chestie frumoasă, interesantă, pe care o să vă explic. Deci, în clipa în care stupina este pregătită de transport, facem acum revizii, facem la roți, la tot ce înseamnă. Și din punct de vedere tehnic, așa. Da, este. Nu poți. Rovineta v-ați luat-o, că tot era o problemă. O să luăm la momentul respectiv când plecăm.
Avem șanse. Acum ni se dă rovineta pe timp de 7 zile. Cât, de ce mai bine? Mai bine. Știu că a existat o problemă la un moment dat cu apicultorii. Complicată. Ni cerea să plătim tot anul. Măi, fraților, dar noi stăm și ne deplasăm 2 luni de zile, atâta tot. Doar 2 luni de zile. Cum să vă dăm rovinetă pe un an de zile? Da, așa, trăim în țara asta. Da, țara noastră. Așa. Unde ne duceți acum? Acum mergem, intrăm în stupină cu tot curajul de care trebuie să dispuneți. Vă rog să vă apropiați, nu se întâmplă nimic. Că vreau să vă prezint ceva interesant la toate, la fiecare familie în parte. Am prins această șmecherie. Vă povestesc ceva pe scurt. Anul ăsta am intrat în, la ideea asta, am ajuns. Pentru că Albina, câtă vreme nu aveam treaba asta, Albina mergea de colo până colo, pe tot. Un pic să veniți mai încoace, nu chiar în bătaie Albinii, că Albina s-ar putea să supere pe noi. Albina mergea și se ducea și sus și jos, în stânga, în dreapta. Și atunci intra la vecina și mi-a murat matca. Și aveam niște probleme foarte complicate. Mi-a venit în minte să fac această chestie, ochiul ăsta să prind așa, pentru că ea când vine aici, va zbura. N-are de gând să duc așa. Deci ați făcut o repartizare, o nouă invenție, nu? Da. Este o nouă idee foarte interesantă. Și de unde am plecat la asta? Aici, la crescătorul de măci. Vă conduc spre crescătorul de măci. O să intrăm și în vagoane, dar vă conduc spre crescătorul de măci. Acesta este crescătorul de măci, care exploatează foarte bine ideea din înainte. Vedeți voi, dumneavoastră, ce am reușit să fac eu. Am împărțit un stup, fostul stup pe care l-am avut în așa, l-am împărțit în 10. Deci un stup de început, care l-aveam eu, l-am împărțit în 10. În 10 locașe. Acum am să desfac și să vă arăt acest lucru. Este excepțional. Deci am pus o diafragmă, una, două, trei, patru, cinci, șase, așa încât în 10 locașe. În fiecare locaș de acesta voi pune câte o ramă și matca care este neîmperecheată se va duce în zbor. Matcile se împerechează numai în afară, în aer, într-o zonă între 6 și 8 metri, acolo se împerechează. Și când vine înapoi, va veni împerecheată, Albina o așteaptă cu un încred, iată, elevii Alți elevi, dai dumneavoastră, nu? Toți, da. O să stăm de vorbă și cu dumnealor. Da, vă rog frumos.